Europa a crescut cheltuielile de apărare, însă după aproape 15 luni de război al Rusiei în Ucraina, sunt țări care nu reușesc să țină pasul cu ce se întâmplă pe continent, o arată o analiză de Economist. Cele mai elocvente cazuri sunt Germania și Franța, care au promis investiții de sute de miliarde, dar execuția bugetară pentru 2022 infirmă acest lucru. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării Securității. Care sunt, Florin, în momentul de față, cele mai ample programe de înzestrate ale armatei în Europa? Bună, Monica, cred că este important să spunem totuși că Europa nu și-a mărit cheltuielile cum ar fi trebuit, poate, sau nu toate țările le-au mărit. De exemplu, dacă ne gândim la NATO, cheltuielile de apărare au crescut destul de mult, au crescut destul de puțin, doar cu 0,9%, de sub 1%, în condițiile în care sunt țări, de exemplu Polonia, care au crescut cu 11%. Cum spuneai și tu, sunt salturi destul de mari. Franța și Germania, cele două mari economii ale Uniunii Europene, în schimb, au anunțat programe foarte mari. De exemplu, Germania un program de 100 de miliarde de euro, din care nu a cheltuit nimic. Atunci spunea inclusiv că se pregătește de un război nuclear și va investi inclusiv în rachete antibalistice din Israel, Arrow 3. Nu s-a auzit nimic de vreun contract. La rândul ei, Franța a crescut bugetul pe 2023 la aproape 44 de miliarde de euro, deci l-a mărit cu 3 miliarde. Are în plan să cumpere 13 aeronave Rafale, cel puțin un submarin cu propulsie nucleară, aproape 300 de vehicule blindate. Deci Franța are o listă de care să sperăm că se va ține. De departe, țara care se pare că se înarmează cel mai bine este Polonia. Are vreo legătură faptul că este exact la graniță cu Ucraina în noul context și cu Belarus? Exact. Polonia este cumva prinsă într-o menghină între Kaliningrad și Belarus. Acolo este și un culoar care este foarte sensibil, deoarece în strategiile militare a Rusiei, în caz de război, Belarusul și Kaliningrad vor fi unite, deci e clar că acolo se va da una din primele lovituri dacă Rusia vrea să intre către NATO. Tocmai în această cauză Polonia s-a înarmat foarte mult. Dacă ar fi să ne gândim doar la, se vorbește mult de blindate, are tancuri atât din Statele Unite, 250 din Germania, Leopard, are o comandă de 1000 de obuziere grele din Corea de Sud, tot din Corea de Sud ia aproximativ 1000 de tancuri. Deci în acest moment Polonia are cam cele mai multe tancuri din Europa, mai multe decât de exemplu Marea Britanie, care are 280, Polonia are cel puțin 600 de tancuri operaționale în acest moment. Este clar că și are ambiții mari, vrea să atingă cea mai mare forță terestră din Europa cu 300.000 de oameni care să fie echipați la ultimile standarde. Mulți spun că în câțiva ani Polonia va fi într-adevăr o barieră pentru Rusia Nord, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, că aici la sud noi suntem ceva mai slabi. Asta am vrut să te întreb, Florin, deși știm că noi, de exemplu, aveam alocat în teorie 2% din PIB pentru apărare anul trecut, vedem că s-a cheltuit doar 1,8% din PIB. Anul acesta avem 2,5% din PIB, așa cum a zis și președintele. Vom reuși să cheltuim acești bani? Care este programul de înzestrare al armatei române? România a anunțat mai multe programe de înzestrare. Ultimul este destul de ambițios, aproape 10 miliarde de euro pe o durată de 10 ani. România, în sfârșit, trece la calibru NATO de 155 de mm când vine vorba de artileria grea și și-a propus 5 batalioane autopropulsate de 155 de mm. Vrea să cumpere 4 cel puțin 2 brigăzi de mașini de luptă a infanteriei, vrea să mai cumpere încă Pirania 5, blindate Pirania 5 pentru încă 2 brigăzi, la care se adaugă, bineînțeles, unul cele mai ample programe de înzestrare, și anume sisteme antiaeriene cu rază mică și foarte mică pentru forțele terestre și forțele aeriene în valoare de 4 miliarde de euro. Însă noi stăm foarte, foarte slab, exact unde n-ar trebui să stăm slab. Granița României cu Rusia este în primul rând pe apă și în aer. Pe cale maritimă. Pe apă. Exact, pe apă. Noi din 2019 nu reușim să semnăm acel contract pentru achiziția a 4 corvete și modernizarea celor 2 fregate luate de la britanici, Regina Maria și Regele Ferdinand. Iar în aer, de luni,
aeronavele MiG nu vor mai zbura, avem 4 aeronave în țările baltice, deci România, dacă le scădem pe cele care sunt la modernizare și mentenanță, România rămâne cu jumătate de escadrilă de F-16. Mai avem american la Câmpia Turzii, mai avem canadien și italian la Cogălnicianu, dar în total România are o singură escadrilă de aeronave. Poate și în această cauză rușii au curajul să se apropie cu aeronavele lor Florin, de granița noastră și să șicaneze alte avioane. Dacă este să facem o comparație cu Turcia, care are peste 260 de F-16, cred că este diferență extrem de mare. Da, sau cu Polonia, care are 3 escadrile de F-16 și în viitor o să înceapă să primească și F-35, are deja contractul semnat. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, pentru analiză.